Bună dimineața, bine v-am regăsit! Sper că ați petrecut frumos și că sfaturile primite de la invitații noștri în rubricile de săptămâna trecută v-au fost de folos. În zilele ce vor urma ne vom ocupa de cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă fiecare dintre noi după orice perioadă grea din punct de vedere alimentar. Este vorba despre detoxifierea organismului, despre eliminarea toxinelor acumulate din mâncărurile grase și grele pe care încă le avem în frigider și pe masă. Carnea de miel, drobul, ouăle, mâncărurile cu maioneză, dulciurile, toate acestea reprezintă surse de toxine pentru organism. Ce rău ne pot face? Toxinele pot da peste cap întreg organismul, pot aduce kilograme în plus, dar în primul rând afectează ficatul și sistemul digestiv. Pentru a evita problemele de sănătate din această zonă, este bine să curățăm, să ajutăm organismul să depășească această perioadă. Iată cum se răsfrânge Paștele asupra ficatului nostru, prietenul tăcut, cum îl numesc medicii. Aparatul digestiv e prietenul nostru. E prietenul nostru dacă noi ne purtăm frumos cu el. Să ne purtăm frumos cu aparatul digestiv, hai să zicem cu ficatul ca să focalizăm pe o anumită temă, înseamnă să-l respectăm în ce facem în viață și să-l verificăm periodic. Punctual, ce trebuie să facem ca să ne respectăm ficatul și aparatul digestiv? Câteva exemple. Să avem grijă ce mâncăm, cum mâncăm, cât mâncăm și de asemenea trebuie să-l verificăm periodic. Trebuie să reținem de asemenea că prietenul ăsta al nostru e un prieten care duce, multe poate să ducă. În așa fel încât el nu vorbește, el nu ne spune nimic. El încă mai duce o boală de ficat care deja poate să fie avansată fără să spună absolut nimic. Nu există simptome certe, vizibile. Cert în legătură cu boli de ficat, dar ficatul este primul care le încasează, pentru că el este prima linie de apărare de la nivelul aparatului digestiv. Haideți să punctăm, vă rog, de asemenea, cei mai mari dușmani ai ficatului. Trei dușmani foarte mari. Unul, sunt băuturile alcoolice folosite în exces. Un pahar de vin ocazional nu înseamnă în mod normal nicio problemă pentru cel care nu se știe bolnav de ficat. Și cele două virusuri hepatitice B și C. Și din alimentație? Din alimentație este bine să încercăm să evităm orice nu poate să fie bine limpezit, adică alimentele care conțin conservanți în mod evident sau alimentele care conțin multe calorii, grăsimi, dulciuri, făinoase concentrate. Tot ceea ce noi consumăm în intestine se transformă în substanțe de bază pe care ficatul le transformă și le transformă cel mai ușor în grăsimi. Inclusiv alcoolul este o sursă de calorii pe care ficatul tot în grăsime o transformă și o depune în primul rând în structura lui personală. Bun. Încărcarea cu grăsimea ficatului nu o putem considera o boală în sine, dar ea poate să devină o boală a ficatului, dacă noi nu ne îngrijim de el. Acum este și mai evident că trebuie să ne ocupăm puțin de noi în această perioadă. Mâine dimineață vedem împreună un reportaj spectaculos cu și despre toxinele din organism. Vorbim despre o terapie care ne arată clar ce avem în organism. Detoxifierea prin osmoză. Nu ratați întâlnirea noastră de mâine dimineață.